Vă salutăm cu drag, oameni buni. Astăzi suntem la cabană. După atâta timp am revenit aici. Problema e alta, că dă să ningă cumva. Astăzi trebuie să fim aici cel puțin 30 de persoane, dar vremea fiind nefavorabilă, am plecat numai 3. No. Da, vine căldura și o să putem veni mai mulți. Hai să vedem ce mai e pe aici. Așa. Totul e în regulă. Un urmăritor de-al nostru i-a făcut cadou o cameră video. Dar și ne-a făcut un urmăritor de-al nostru, după cum spuneam, o cameră video. Și o să trebuiască să o instalăm. Numai de la camera aia, eu nu să pot să arăt imagini, pentru că nu trebuie să știe nimeni unde e pusă, știți cum zic? Așa e situația. Dar o să pun alte camere, care pentru animale, să vedem animalele sălbatice. De aici din zonă. Uite ce fain e acoperișul, vezi, nu are nicio treabă. No, astăzi nu lucrăm la cabană. A, uite, uitați aici ce-o ieșit. Ceva flori, ce s-a astea? Trebuie să vedem puțin, dacă cunoașteți, puteți să lăsați în comentarii. Eu am mâncat niște pâine pe jos, că vin câinele unia Nicolae și o să o mănânce. Ia uite, ce interesant. No, uite aici ce fain arată, cum am săpat, vezi? Am zis eu, bine, trebuie să fac un loc drept să mă pot bucura de căbănuța asta, nu? Păi ce înseamnă asta? Ia uite. Ne ducem, am hotărât împreună cu Consiliul Suprem, adică eu și Adi, noi suntem Consiliul Suprem al țării, vrem să ne ducem cel puțin 6 metri încolo. Dacă mergem 6 metri, luăm razant pierdut, știi cum zic? Iau razant și atunci nu o să fie niciun fel de problemă. Că nu are cine să vină jos, că mai încolo o să ajungă undeva la 1,70. Știi înălțimea dacă aș lăsa, dar dacă iau razant și crește iarba, o să aduc niște iarbă pe aici, după aia, n-are ce să se întâmple. Îl așteptăm și pe vărul să vină. Și-o făcut mașina, dacă n-a râs de el, știi ce-o făcut? Vărul, țucă-l moșu, că s-o dus ieri, o vrut să vină la cabană cu mașina lui. Și ce credeți că au făcut? I s-a rupt cureaua de la distribuție, la Suzuki Vitara. No, toată lumea, mecanicii, că bine, ei au dreptate când spun asta, că să vezi că ți-o înduit supapele, că ți-o crăpa nu știu ce, că zice gata cu mașina. Și mă sună vărul tău necăjit, zice, bă, s-o strica mașina. No, lasă-mă, că nu-i bai, mă, ca să nu se strică, că i-am zis că Suzuki, ca și motoare, Honda, Toyota, din ce știu eu, de la mecanici de top, ori zis că poate să se strice liniștit, să se rupă cureaua, că nu pățește motorul nimic. Pentru mine a fost o mare... Cum adică nu pățește nimic? Și am zis, hai să vezi că nu pățește nimic. Nu, că se îndoaie supapele, că nu se îndoaie nimic. Și astăzi, de dimineață, o luat cureaua de distribuție, încă o rolă. Și ce credeți? I-o da cheie. După ce i-o da cheie, zice, bă, o luat-o la sfert de cheie. Nu, zic, are ceva. Nu are nimic, mașina mea, super. Deci, într-adevăr, sunt mașini bune. Dacă se întâmpla la un Mercedes, la un Volkswagen sau la, din câte am auzit eu, mașinile astea pe care le cunoaștem noi, de multe era gata. Dar, uite, vezi, motoare bune. Japonezii chiar au făcut lucruri bune. Noi, uitați, zici că e intrarea în rai aici. Așa e, zici că e intrarea în rai. Ia uitați cum arată. Formidabil, omule. Dar cum să nu-ți placă viața la munte? Nu, vezi, de aia nu mă înțeleg pe mine mulți oameni, că ce-mi place mie muntele, dar pă, lasă că-mi place mie, nu trebuie să-ți placă și ție dacă nu vrei să-ți placă, omule. Eu sunt cu munții, cu... asta e. Natura cu... Ne, uite ce fain e. Deci astăzi, pur și simplu, bem cafea și ne relaxăm puțin. Ne, uite ce frumusețe. Păi cum să nu stai în asemenea? Plus că avem, v-am zis, undeva la... 14 km din oraș, dar să urci în creierul munților, ne urcăm continuu, undeva la 1200 cota altitudine, deci e numai bine. Aici nu te deranjează nimeni.
Uite ce frumos, păsăricile cântă. Deci avem parte doar de cânt de păsărele. Uite ce fain e. Da, deci trebuie să urcăm mai mulți astăzi, dar nu se poate pentru că vremea nu e favorabilă. Să muncim acolo, tot e umed, nu se poate acum. Facem focul ca să putem face o cafeluță. Deci v-am zis, azi relax. Azi relax că nu putem lucra acolo sus. Am luat niște măsurători acolo sus ca să pun niște USB sus la tavan. Trebuie neapărat USB la tavan pentru că dacă nu pun USB, o să împice toată mizeria în cap de sus. Acolo vreau să fac să se poată locui sus. Știi? Știi cum zic? Dacă vine cineva să... Hai că... Da, 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 aici e pregătită cafeluța. Uite-o. Manu, hai puțin, te rog. Hai să punem cafeluța. Hai, domne. Deci, hai. Una. Normal. Au, au, au. Da, nimica. S-o stins puțin. Bine că am prins-o. Normal, eu când fac cafeaua, dacă nu se îndoaie lingura când o bag în ea, mai bine nu beau. Că îmi place tare. Nu, ce să fac, fiecare cum îi place așa, dar gustul trebuie să fie ăla de cafea autentic. Așa l-am învățat să-l fac. Uite aici puțin. Ai, 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 hai să vezi acum ce o ia. Hai să vezi, mânucule. Romanu, da, mar de la mână, mă, nu pot să țin mai temperatura. Lasă că imediat. Imediat o ia aici. Mi dă un clocot, Manu. Okay. Așa am învățat. Nu. Eu așa am învățat. Deci am învățat că dacă i-a dat un clocot, înseamnă că cafea e super faină. Da? Deci o lăsăm puțin. Hai să te învăț tehnică românească. Asta e tehnică de la noi, să știm, mănucule. Da. Uite-o, hai să vezi. Deci nu zic ce fain miroase, că tu nu ai băut niciodată cafea din asta, așa-i, Manu? Nu, nu văd. Eu nu beau cafea. Ha, nu bei cafea. Păi nu-i păcat, mă, puiule, poți să bei, mă. Dumnezeu, drăguțul de-aia a lăsat lucrurile astea bune, să ne bucurăm de ele. A, uite-o, fii atent, fii atent, cum, cum o ia. Stai, 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 țărucă, Pătru. Numai puțin, te rog. L-avem aici cu noi pe Sfântul Petru, așa-i spun. Și fac referire la om aici, nu la, da? Sfântul Petru. Păi și tu ești sfânt, sfânt, pentru că ești Petru, da? Și ești creștin. Nu, dacă ești creștin, înseamnă că ești sfânt, sau... Așa înțelegem noi. Nu intrăm în polemici, da? Deci chiar nu. Uite, hai să mai pun puțin. Hai, ce faină! Uite, ce domnă! Gata! Pătule dragă, gata cafeluța, mă, Doamne, mulțam! Mulțumim lui Dumnezeu, drăguțul, că ne-o dărâi ziua de astăzi. Ca bucurie. No, cum se pare, mânucu? Deci, spuma asta... Poftim? Arată bine. Așa-i? Da. Spuma asta nu faci oriunde. No. O adus aici lavața. Lui place foarte tare lavața. E cafea bună, mă, n-ai ce. Ia uite cum. Fii atent cum. Hai, Doamne. Doamne, țucu. Pătule, îți spun, uite ce o... O bidoșcă din asta. Ai, 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 ai. Uitați aici că am pregătit și grătarul. Hai să vezi ce fain e. Păi, pentru prima dată în istoria cabanei, din istoria cabanei, când facem lavărul, când facem lavărul grătarelu și cafeaua. Pentru că așa au fost astăzi. Stau și mă uit la imaginea asta. Nu mă pot sătura. Cafeluța e aici. Are un gust extraordinar, după cum am mai spus, cafeaua asta. Da, am făcut o mică paranteză cu cafeaua. Deci nu mă pot sătura să privesc ce e aici.
braze și așa de faini. Atâta e, e aiurea că e rece. Deci chiar e rece. Cred că sunt undeva la 3-4 grade plus. După cum simt eu, poate 5, nu. Dar cam asta e. Uite, așa trebuie tăiat stăți. Așa micuți, pomișori ăștia, care se cu frunze uscate pe ei, toți trebuie să-i tai, că aici trebuie să pască văcuțele, să fie frumos. Ăsta mare rămâne în picioare, ci aici tot rămâne în picioare, numai ăștia care sunt crescuți aiurea, puieți ăștia. Și acolo mai jos puțin. Nu, că dacă nu-i tăiem, nu mai nu e așa fain, știi, că se împădurește tot și nu mai vezi priveliștea asta. Dar cei, uite, și fagul ăsta mare, pe lângă el, cei galbeni, uite, vezi, cu frunza aia, trebuie tăiat. Că aici înainte a fost pentru pășunat. Deci nu așa, ia se coboră puțin jos. Uite, bradul ăsta e fain, vezi ce fain e. Așa n-au treabă, dar ăștia micuți, tăi trebuie luați. Tot ce e micuț, crescut aiurea, curățat frumos. Și să vezi ce treabă face. Uite, vezi pe aici, de se cosea pe aici. La greu, uite, acolo a fost... Uite, locul ăla, vezi? Nu, locul ăla, acolo înainte era clanie. Deci era clanie și se punea fânul acolo să stea. Da. Nu, trebuie tot curățat. Îi dă o altă imagine la locul ăsta. Poiana asta trebuie să rămână așa cum e, poiana. Nu să se împădurească, știi? Cum zic. Uite și aici. Aici era o coajă de banană. Așa, da, banane, coș de măr pot fi lăsate în natură, că nu-i problemă, da? Când văd sticle și bidoane și asta, vai, doamne. Nu, uite, vezi, așa trebuie tăiați. Așa micuț, uite. Uite-l. No, ce să fac eu cu ăsta? Cu ăștia de aici. Deci, aici, dacă nu mai îngriji nimeni, s-o împăduri tot. Uite ce aici. Nu, și ăștia tăți trebuie tăiați. No, uite și aici. Vezi ce poiană frumoasă. Pe cum s-o lasă așa de izbeliște? Că aici tăți ține tăi de noi. De sus și până jos tot ține de noi. Uite, vezi? Curățată peste tot. E o frumusețe. Se vedeți numai cum arată după ce o curăț. Rămân în picioare fagii mari, bătrânii, treaba lor, nu mă interesează. Tot ce e mare, uite așa că sunt foarte frumoși. Mesteacănul ăsta e impecabil de frumos. Îmi place de nu mai pot. Uite și ăștia mari, vezi? Ăștia trebuie să rămână, că așa e natura aici, e faină. No, dar nu cei mari. Uite și aici se făcea înainte. Deci fânul care era luat de aici din partea asta, uite aici era pus, vezi? Tot fânul. În zona asta. S-au dus, s-au rapus vremurile alea. De aia vreau să curăț toată zona asta până în fagi. Până în fagea mare acolo, tot trebuie curățată. Aici la fel, cum am zis. Hai că azi am avut o zi așa de repaus. Azi că mă duc la cabană și mă relaxez. Uite, vezi, până în mesteacăn. Mesteacăn și-a rămân în picioare, toți ăștia mari. Și tot ce-i micuț, tăiat. Uite, bradul ăsta rămâne, ăla bradul rămâne, mesteacănul ăsta mare rămâne, dar uite ăștia mici, uite, vezi, uite. Deci trebuie curățată zona, pentru care nu știe, zona trebuie curățată. Uite, vezi, până mesteacănul ăia, tot ce e galben trebuie tăiat, curățat. Uite și acolo sus. Uite, vezi acolo unde e galben tot. Deci trebuie tăiat. Nu, și o să arate super fain. Și aici, pe lângă bradul ăla mai jos, tăiat tot ce e micuț. Ce e subțire, așa, până cât e gros, cât e mână, așa, trebuie tăiat. No, să vedeți numai cum o să arate. Deci toată partea asta ține de noi, până sus. Cred că mai mult de 3 hectare. Eu, sincer să fiu, mă bucur să vină oamenii cu vacile, să le pască pe aici. Nu e niciun fel de problemă cu oile, nu e niciun bai. Înțelegeți? Numai atâta că înainte, când primăvara, înainte să dea iarba, coțul ierbii, se curățau terenurile, știi? Tot ce-a crescut, trebuia curățat. Dar amu, cine să mai curețe? Că nu mare cine.
Uite, vezi și pe aici. În sus tot trebuie curățat. O să ne mulțumească și căprioarele. Eu așa cred. Dragilor, vă mulțumesc din nou. Vă mulțumesc mult că am urcat la deal, că ne urmăriți. Vă mulțumim frumos că v-ați abonat la canalul Cabana Minunată. Vă spunem bun venit tuturor noilor veniți. Și sincer, din toată inima, apreciem faptul că dați un like, că comentați ceva. Apreciem că v-ați abonat. Dar rămâneți aproape, vrem să mergem sus la cabană. Vedem puțin cum se încălzește vremea, că o și fost ploioasă și nu putem lucra pe acolo. Prin prejur că e o grămadă de nămol. Și apoi mi se încarcă păpucii. Nu are sens să tot umblu prin noroi. No. Dar vreau să pun OSB și să fie locuibilă și partea de sus. No, mai avem frați, surori care vor să vină să se odihnească pacii. Vă dorim numai bine, vă doresc multă pace, bucurie și bunăstare. La revedere! Că au venit vărul când am plecat noi, mă, domnie truda ei de treabă, mă. Noi auta-l, mă. Fii atent, mașina asta, draga de aia, care avea gură să vorbească, oi, oi, tă-ți munți ăștia, eu bătut. Ce să faci, nu? Aici îl avem pe domnul Viorel în cadru, să trăiască nenea Viorel. Vecinul de 1000 de ani cu noi, vecin Salutare! Viorel. Sănătate, bucă, nea. Vecinul, băiat bun. Te de unde ne-am înțeles bine cu el. Păi plecăm că trebuie să merg la Hațec, mă. Trebuie să merg la Hațec să o duc pe Clau, știi? Și de-aia, înțelegi? Azi că venim, bem o cafă, stăm liniștiți. Am crezut că am făcut grătare, nu am făcut. Am făcut, da. Vezi că nu mai pui un lemn acolo, Iaco. Știi? Îți place? De la cabana minunată, micuțule, pe cum, nu? A cui e cabana? Că am văzut-o pe... E noastră! Pe cum, mă? Așa că e fain. Hai că îi place la micuțul. Noi spunem micuț, el are 2 metri, dar nu știu ce spune micuțul. Aia vecinul nostru. Cine ceva, frate, ce? Cu cine vorbești acum? Nu, mă!